Salutare, dragii mei! La sugestia unui abonat, astăzi o să vă arăt toată aparatura pe care eu o folosesc pentru a filma vlogurile mele. Haideți să vedem mai întâi cu ce filmez, pentru că la momentul de față filmez cu telefonul meu și aș vrea să un Samsung S9 și aș vrea să revin cât mai repede la calitatea video a vlogului. Bun, vorbim de un Canon 250D. Care arată așa. Cei de la Canon se laudă cu faptul că este cel mai mic DSLR din lume sau măcar din gama lor. Într-adevăr, este un aparat foarte mic, este foarte ușor de ținut în mână și partea faină este că are acest ecran retractabil și te poți filma foarte ușor atunci când faci vloguri. Într-adevăr, filmează și 4K, ceea ce este foarte fain. Eu am luat aparatul ăsta cu un fel de bundle. Deci pentru 2700 de lei cât a costat el, am primit așa aparatul în sine, am primit un microcard SD de 32 de giga de la Lexar Professional. Bun, și am mai primit și această geantă pe care în prima fază am vrut să o vând pe OLX. Nu mi se părea foarte folositoare, însă ulterior mi-am dat seama că este extraordinar de folositoare, pentru că aici, de exemplu, îmi pun cadrele de memorie, pentru că mai am încă unul, îmi pun încărcătorul și tot ce mai vedeți pe aici, trepiedul de la Manfrotto, microfonul, un adaptor pe care îl folosesc pentru trepiedele de la birou. Da, deci este un aparat foarte bun, vi-l recomand, eu folosesc marca Canon cam dintotdeauna, așa că sunt fan Canon, nu Nikon. Haideți să trecem pe cameră acum. Gata, am revenit la calitatea aparatului foto. Ce am mai luat atunci când am achiziționat și aparatul foto a fost un filtru pentru obiectiv de la Boya. Pe acel am dat undeva la 97 de lei până într-o 100 de lei, între 90 și 100 de lei. Vă recomand să vă luați și un filtru pentru obiectiv, pentru că dacă sunteți așa un pic mai neîndemânatici ca mine, îl veți scăpa, îl veți găria și cel mai probabil va trebui să vă achiziționați un nou obiectiv care de principiu este foarte scump. După cum bine știți, obiectivele sunt cele mai scumpe componente ale unui aparat foto. Haideți să continuăm. De chestiunea asta sunt foarte mândru. Este un trepied de la Manfrotto. Manfrotto Pixi, dacă nu mă înșel, da, Manfrotto Pixi, și m-a costat 85 de lei. Eu l-am luat la o super reducere, am folosit niște puncte pe care le-am avut și mi-am luat acest trepied, mini trepied, care este foarte folositor. Vă recomand fix această firmă, nu luați orice altă chinezărie sau orice alt brand. Așa cum spuneau și băieții de la magazinul foto, chiar poți să stai așa pe el, da, și nu se va rupe, sau cel puțin așa au zis ei. Bine, eu nu voi încerca chestiunea asta, dar vi-l recomand, este foarte folositor. Microfonul. Știu că sunt bătut la cap chiar de abonatul care mi-a sugerat să fac acest vlog, să-mi iau o lavalieră. O să mă ocup și de chestiunea asta, însă lavalierele am văzut că sunt un pic cam ciudățele, mai ales când ți le pui la guler, au tendința să se agațe și după aceea îți fâșie în material, în vlogul pe care îl filmezi și ajungi la partea de editare și îți dai seama că ai fâșiituri. Vă dați seama că după ce filmezi o oră, două, trei, nu mai ai de fâșiituri, nu ai chef. Și de asta sunt și un pic circumspect, nici nu am avut timp să-mi iau o lavalieră, pentru că
Eu de obicei mă duc în magazinul foto-video și întreb pe băieții care se pricep, pentru că eu chiar nu mă pricep la partea asta tehnică și de asta aș vrea să mă duc să-i întreb mai multe detalii cu privire la o lavaliere pe care mi-o voi achiziționa în viitorul apropiat. Însă până una alta, ăsta este microfonul pe care îl folosesc, este un microfon de la Boya. Este foarte scump, costă undeva la, foarte ieftin, aș vrea să fie foarte scump, nu, este foarte ieftin, m-a costat 100 de lei și are și dead cat pe el, după cum bine vedeți, chestiunea asta se numește dead cat, adică pisică moartă, și își face treaba, chiar e foarte mișto. Țin să precizez că am mai luat un... același microfon, însă l-am returnat pentru simplul fapt că m-a lăsat în timpul unei filmări. Chiar am postat acel vlog pe canalul meu, în care pur și simplu m-am trezit că nu mai merge microfonul. Practic am tras un vlog întreg, am ajuns acasă să editez vlogul și mi-am dat seama că nu avea sunet vlogul. Deci cu primul nu am fost atât de norocos, însă acesta merge excepțional și sper să mă țină cât mai mult timp. Acum ajungem la cel mai scump aparat, se anume laptopul meu. Vorbim de un Dell G5, care arată așa. Sunt foarte mândru de acest laptop. M-a costat 2000 de euro. Da, 2000 de euro. Însă este o trecere pe care, de care sunt foarte mulțumit. Înainte eram pe un Asus, foloseam un Asus, ceva entry level, cred că costa vreo 3500 de lei, cu tot cu Windows, deci vă dați seama, cu tot cu Windows, asta înseamnă că era praf. Însă laptopul ăsta chiar mă ajută foarte mult în meseria mea de zi cu zi. Eu nu sunt vlogger de profesie, sunt avocat, după cum bine știți, și mă ajută foarte mult în sensul că este foarte rapid, își face treaba foarte bine și la partea de editat chiar nu am nici cea mai mică problemă, merge strună. Cum spuneam, m-a costat 2000 de euro și mi-am notat aici câteva din caracteristicile lui. Are un procesor i7, 16 GB de RAM. Are un hard disk de fapt un SSD, mă uit la Tsupi, la iepurașa mea. Are un care s-a întins așa ca la plajă. Poate o să tragem și un cadru cu ea. Bun, deci are un SSD de 512 GB și are o placă video de 8 GB, vorbim de un RTX 2070. E bine, când mi-am căutat acest laptop sau când mi-am căutat laptopul, a trebuit să am în vedere faptul că îl voi folosi pentru partea de editat, însă și pentru partea de job, de zi cu zi. Partea de job de zi cu zi implică redactarea de documente în Word. Eu nu fac altceva. Bun, deci nu aș fi avut nevoie neapărat de un laptop foarte performant. Însă faptul că am început acest canal m-a determinat să-mi iau un laptop ceva mai performant și sunt foarte mulțumit că am făcut această alegere. Țin minte că am vrut ca laptopul meu să aibă două chestiuni și anume acest buton amprentă care practic îți deblochează laptopul. Este mai mult un gimmick în opinia mea, în sensul că poți să trăiești și fără, însă nu poți trăi fără, chiar nu poți trăi fără slotul de micro SD. Deci mi se pare noaptea minții. Nu concep să am un nici nu știu cum naiba se numește, nu bundle, se numește într-un fel, mă rog, e o chestiune, o mățăraie așa de cabluri care se pune în sloturile laptopului și care te ajută pe tine să ai, să poți să-ți atașezi un card micro SD, să poți să-ți atașezi, să-ți poți conecta camera, telefonul și așa mai departe. Acum chiar îmi scapă, dar știu că e o denumire din asta și amuzantă și enervantă în același timp.
Bun. Deci cam asta este cu laptopul. Am urmărit să aibă aceste două chestiuni. Dell, un laptop foarte bun, își face treaba bine. Vă recomand și acest brand de laptopuri. Următorul produs pe care îl folosesc este un mouse de la Razer, Razer Basilic X. A costat 198 de lei și arată cam așa. Vreau să vă spun că atunci când mi-am comandat, când mi-am luat acest mouse, am dat comandă de 3 mouse-uri, ca să vedeți cât de nebun sunt. A fost acest mouse, a mai fost un mouse Dell și a mai fost un mouse no name. Se numea Quiet Mouse sau ceva de genul și nu se auzea când apăsai, când dai click-uri pe el. Însă acela era cel mai ieftin, costa vreo 30 și ceva de lei. După aceea era mouse-ul de la Dell, care era cam scump, era vreo 300 de lei și acest mouse de 200 de lei. Pot să spun cu mâna pe inima că e un mouse extraordinar de confortabil. După cum bine vedeți, se poziționează perfect pe palmă și îl simți foarte bine, asta e ideea, se mișcă foarte rapid pe ecran și ce mi-a mai plăcut la el, rotița de scroll. Toate celelalte două mouse-uri aveau o rotiță care se mișca așa de bine, așa de lejer, nu știu. Mouse-ul Dell avea o rotiță care se mișca greu, sacadat sau nu știu cum să-i spun. Iar celălalt mouse low cost, vă dați seama că nici nu se putea compara. Vă recomand și acest mouse, vine cu o baterie din aceea așa mare. Nu vorbim de acele baterii subțiri. Își face treaba, e un mouse perfect. Și în opinia mea, degeaba ți-e un laptop performant dacă nu ți-e un mouse la fel de performant. Sau cât de cât performant. Acestea au fost produsele pe care eu le folosesc pentru partea de editare și sunt produsele pe care le folosesc și în jobul meu de zi cu zi. O să ajungem și la birou pentru că acolo o să vreau să vă prezint luminile pe care mi le-am luat și trepiedul la fel pe care îl folosesc. Acele mai lipsesc din prezentare, însă pe acele le las la birou ca să nu le mai car cu mine în apartamentul în care locuiesc. Așa că haideți să ne vedem la birou și vă prezint mai multe acolo. Acestea sunt luminile pe care le folosesc. Am ales varianta clasică, am mers pe lumini cu bec. M-au costat 400 de lei și am ales aceste lumini cu bec în locul luminilor cu LED pentru simplul fapt că dacă mi se arde becul, îl pot înlocui. La varianta de lumini pe LED nu poți să faci lucrul ăsta. Un alt dispozitiv care este foarte folositor este acest trepied. M-a costat undeva la 200 de lei și mă ajută să țin imaginea fixă, nu așa. Acesta a fost vlogul meu. Mai am ceva de menționat. Folosesc ca program de editare DaVinci Resolve 16. Este un program gratis, adică un program gratuit pe care îl puteți voi folosi dacă vreți să vă editați clipurile video și se pretează pentru cei care folosesc Windows. Cam asta am avut de zis. Acesta a fost vlogul în care eu v-am arătat ce dispozitive folosesc pentru a face aceste minunate vloguri. Până data viitoare, eu vă salut. Pa, pa!